Zi ceva. Ba, aștept să apară luna. Ce votăm dacă e E permis să înregistrăm discuția. Depinde că plătiți. Azi nimic. La, la, da, da, da. Așa, la noi e prezent grupul de inițiativă. Da, un mare că scriptul românesc, așa scrie în genul. Deci avem un demers foarte interesant, apropo de inițiativ, este Vasile Costiuc, da? Este președinte? Da, da, da. Încă este președinte. Reprezentant. Reprezentant. Vreau să domnul Costiuc. În ce constă, vreau să dăm spun întrebare mea de șomit și înseamnă. Ceva inedit. Bine, voi încerca în câteva cuvinte să redau. Cu un grup de colegi, numit grupul de inițiative, format din câteva organizații non-guvernamentale, am hotărât că pe 25 ianuarie se împlinesc 7 ani de guvernare comunistă a Partidului de Guvernământ și să nu organizăm pe data de 25, am hotărât să organizăm pe 22. Asta iese vineri. 25 este luni. Și în contextul Comisiei Europene, cu raportul pe care îl va publica pe 22. Ne adunăm în piață, în Piața Marea Dunării Naționale, timp de o oră de vreme, de la 12. După aia vrem să mergem pe bulevard. Ori convenim cu dumneavoastră, ori mergem pe o bandă pe bulevard, ori mergem pe trotuar. Cum va fi mai comod și mai bine. După aia ne ridicăm pe Armeniască până la cimitir și Cogălnicianu, puțin mai la vale, mergem pe Cogălnicianu până la Cogălnicianu 12. De acolo ne împărțim pe la casă. Punctul final, da, este Comisia Europeană. Din Piața Marea Adunării Naționale, mergem pe bulevard până la Armeniască. 40 de persoane, da? Noi am stipulat 100, da. Dar am insista să mergem pe o bandă de pe bulevard, fiindcă pe trotuar poate fi mulți cetățeni, de fapt, cum se întâmplă că merg, și ca să nu fie provocări sau poliției va fi mai greu să ne asigure securitatea, va trebui de o parte și de alta cumva să fie. Și atunci pe bulevard va fi mai ușor. Considerăm noi. Da, o bandă din bandă. Mai departe, iar mea s-o scumpă la cimitir, la Cogălnicianu, cimitirul mai sus. Da, ne ridicăm la cimitir. Intrăm în cimitir, după aia, da. Ne oprim la cimitir, da, pe câteva clipe și ne întoarcem înapoi. Iar mea la vale. Pe Armean și la vale. E cât acolo, nu e să... Până la Cogălnicianu. Da, Cogălnicianu până la Cogălnicianu 12. Da, și la Cogălnicianu 12. Cum se vorbea? Se vorbea. Dar la Armean, la cimitir, nu avea, și vrea să facem. Lumânare se pune acolo. Cui se pune? La biserică. Vă întreb, acolo cimitirul a bun, vă întreb. Ce să faci acolo? Noi nu mergem la cimitir, până nu mergi la cimitir? Nu. Simbolic până la cimitir. Până la porțile cimitirului, da? Permiteți și mie câteva întrebări. Eu am înțeles că acesta va fi un show, în principiu. Păi atunci, noi de fapt suntem anțeleși și trebuie să punem tehnica aceasta în niște cadre juridice, așa? În primul rând, vreau să ne spuneți ce organizații non-guvernamentale sunt implicate și care este statul juridic al grupului de inițiativă, de fapt, ca să înțelegem cu cine discutăm. Grupul de inițiativă trebuie să aibă un statut juridic? Păi, cel puțin atunci să ne spuneți cine sunt organizațiile non-guvernamentale, ca să știm cine sunt fondatorii sau cine sunteți dumneavoastră, că nu vă cunoaștem. Este atât de important. Noi, în... Nu e important decât conform obligațiilor noastre, pentru că nu știm noi dumneavoastră nu vă face de declarația anticonstituțională, de schimbare prin violența puterii de stat. Chemarea este clară. Este o opinie sau, să spunem așa, niște opinii politice sau sunt niște acțiuni? De asta dumneavoastră sunteți responsabili și noi vrem să știm cine discutăm. Cam unde să ne trezim cu destabilizări sau încălcarea ordinii publice sau alte acțiuni care contravin legislația vigoare? Bine. Pot să concretizez. Vom merge în liniște, fără scandări,
fără insigne, fără trapele, fără nimic. În liniște vom merge. Nu chemăm la revoluție, nu chemăm la nimic. Nu destabilizăm situația, nu... Deci nu veți avea rost din ce? Nu, nu. Dar pe cine reprezentați dumneavoastră? Și organizații neguvernamentale, pe cine? Puteți să nu le numiți? Câte sunt ele? Și deșteptare, Hora Unirii, și reprezentați dumneavoastră? Spuneți clar. Un grup de oameni, un grup de tineri, nu, dar care fac parte... Dumneavoastră ați declarat aici că dumneavoastră sunteți reprezentați câteva organizații non-guvernamentale. Noi vrem să le știm cine să... Nu, un grup de cetățeni, un grup de tineri, mai mult. Noi suntem doi oameni care au zis foarte bine. Vă jucați cuvintele sau... Nu am spus trei ONG. Voi primiți comisia asta în mod serios sau... Da, foarte serios. Poftim dacă ați spus că reprezentanți organizații non-guvernamentale, numiți-le, să le știm și noi. Întrebare... Bine, mai încerc o dată. Un grup din 10 persoane, a delegat 3 persoane și nu vreau să fie numite organizații din care fac parte. Dar de ce? Este ilegală? Sau este ilegală? Sau de ce? Dar nu vreți o numiți? E secretă? Ilegală? Sau ce este? Lasă-vă, să vă răspund eu o întrebare noastră. Și nu e nicio organizație ilegală. Deci fiecare noi face parte dintr-o organizație oarecare, cândva. De exemplu, eu am fost în mai multe organizații în care am activat și ca voluntar și ca membru. La momentul de față, în acest grup de inițiativă, eu nu reprezint pe nimeni. Nici una din organizații. Sunt doar cetățeanul Buzu Valeriu. Da. Deci, prin exemplu, domnul Cristi a fost până acum în Hyde Park. La momentul dat, el a venit cu noi ca cetățeanul Anatol Cristi. Deci acum nu reprezentăm. Și eu, dacă voi ieși în stradă, nu reprezint acum deșteptarea sau... Păi, așa știi, în urmă spus fraza și am văzut-o foarte bine despre ONG-și. Vreau să știm. Dar dacă este așa, atunci e așa, persoane fizice. Persoane fizice. Deci noi reprezentăm deci persoane fizice. Nu poate fi de dânsii au nevoie de a organiza. Adică, ca să fie clar la toți membrii, dumnealora sunt niște persoane fizice, un grup de persoane fizice, corect, am înțeles? Noi nu suntem o organizație. Voi nu confundați, voi faceți declarații și voi ați declarat una, pe urma nu... Ați venit aici nedeterminați. Ați spus una, dar în realitate e totul altul stabilit. Sunteți o grupă de cetățeni. Da, asta. Și vreau să faci anumite acțiuni. Dar îmi permiți. Deci, s-a spus clar că sunt persoane fizice. N-au nimic comun cu organizația. Deci vreau să aduc aminte că proprietatea codului civil, fiecare persoană se reprezintă pe sine însuși, sau dacă iese la vreo organizație, are procurile respective. Deci eu nu văd necesitatea să autorizăm 100 de persoane, cu atât mai mult, având în vedere că data de 22 este zi de lucru, între orele 12-16, cum vă închipuiți dumneavoastră, repetați-vă ce se face cu traseul, cu circulația transportului, cum să închidem noi, pe jumătate de ori, pe ori, nu importă. Să închidem drumul ca să treacă dumnealor. Adică un grup minor de cetățeni vor să... Organizează o măsură care ar să aducă complicații la majoritatea cetățenilor, care se plasează cu un fel de transport, care merg pe trotuară, care vin la serviciu, se duc la serviciu, multe alte probleme. Poliția nu poate să... Și nu vor fi provocări din partea unor cetățeni care au alte viziuni politice sau alte viziuni sociale, eu... Nimeni nu are decât să... Nu, nu, nu. Nu o să aveți drapele și păcate. Nu. Ce ar putea să-i provocați, doamne? Eu organizat. Doar v-aș exclude piața mare dumneavoastră, deoarece aici piața este un local, așa, spune sfânt pentru poporul moldovenesc, pentru țara asta, să petrec manifestații la nivel republican. Dacă dumneavoastră vor să facă, spunem așa, marșul respectiv, să înceapă de la primărie de aici, de la Părcălar și pe traseul care l-a declarat dumneavoastră. Trotuar. Totdeauna dumneavoastră să susținuți în mod direct de primar, noi știm, îi manipulează pe grupa asta de cetățeni, la sluceacă de la porțile primăriei și să meargă la trotuară până la cimitir și înapoi. Vă specific? Deci, reveniți mai târziu, sunt în ședință în primărie. Nu, dar până trebuie să numim lucrurile pe nume, nu ne jucăm cu soarta la cetățeni. Deci vreau să duc la cunoștință la membrii comisiei, deci... Persoanele în cauză care stau acum prezent, deci au fost făcut parte din compania sau campanie, cum o spun ei, deșteptarea, la fel Hora Unirii, acum deja e grupul de inițiativă Lumânare pentru Spiritul Comunist, adică în fiecare zi se inventează diferite grupe de inițiative, campanii și așa mai departe. Dar nu se specific totuși un fapt. Ce doresc ei? Și care e problema? Sunt diferite de numeri? Noi am vorbit deja despre persoana care se reprezintă pe sine însuși, în comunitate de legislație.
tulburare. Mai departe, eu vreau să aduc aminte membrilor comisiei că dumneavoastră a trecut măsura în luna decembrie sub egida companiei deșteptare, înseamnă că au avut probleme cu poliția. Au avut probleme cu poliția, s-au tulburat ordinea publică atunci. Au avut intenții de a picheta neautorizat sediile organelor de stat. Foarte bine cunosc membrii care s-așa deja au fost. Sunt imagini la televiziune, ați văzut și dumneavoastră. De atâta dați la un mod serios discutăm doleanțele grupului respectiv. Aș avea o replică. Nu scrie nicăieri că sunt susținut de cineva și nu ar trebui să fie astfel de afirmație că suntem susținuți de primar. Cu atât mai mult, cu nu mult timp în urmă, 14 ianuarie am depus altă declarație prealabilă, care a fost tergiversată 10 zile pentru a face o horă mică. Nici nu am fost invitați măcar la o astfel de ședință. Să ne se spună, de cine sunteți susținuți? De primar? Primar a fost împotriva horii, da? Asta e problema. Nu deci cred că se merită să spune... Deci, declarația prealabilă care ați depus-o la data de 14, da. La data de 24, eu a fost depus cu încălcare. Deoarece legea prevede cu 15 zile înainte de data întrunirii. Ați depus-o numai cu 10 zile. Bine. V-a autorizat primarul, astea-s chestiile deja primarului. Trebuia să vină la interdicție, să vină... Păi vi s-a autorizat. Vi s-a autorizat pentru data de 24. Probleme nu ați avut. Nici cu poliția, nici cu primarie. Toate au fost încălcări la lege. Dar ce dar s-a eliberat autorizația atunci? În 24 ianuarie, în ziua în care nu cunoaște ce vorbește. Domnul Cuștiu, tot împotriva că să fii numit, că să fii susținut, că să fii cumpărat de cineva. Păi sunt, eu vă lămuresc dumneavoastră, ia că domnul, dar să vă lămuresc comisii ca să înțeleagă. Eu am timp să vorbesc lucrurile astea. Înseamnă că dumneavoastră ați depus declarația prealabilă, faceți hora unirii la data de 14. Conform legislației, legii 560, să depune declarația prealabilă cu 15 zile înainte de a trece măsură. Domnul primar este, în conformitate cu legea, obligat să vă autorizeze măsura și să primească decizii cu 5 zile înainte de a desfășura dumneavoastră măsură. Nu s-a luat în calcul, vreau că dumneavoastră ați depus declarația mai târziu decât 15 zile și nu s-a luat în calcul când au fost semnată? La 24 au fost semnată și dumneavoastră la 23 semnată și la 24 trecut. Unde să fie 5 zile? Înseamnă că reșind din acțiunile respective, noi ajungem la niște concluzii. Iată care e problema. Mă rog, președinte, sunt permit. Domnul primar, domnul ministru, noi ținem toate la problemele care deja... Dacă domnul ministru... Rog, președinte, să-mi permite mie. La poftim, stimați colaboratorii poliției, dumneavoastră ne cunoașteți pe noi foarte bine, acum de 4 ani de zile. Ceea ce spuneți dumneavoastră contravine legislației, aceeași legislație 560. Dacă ar fi fost aici un jurist din instanță, curte de apel sau curte supremă de justiție, vă aducem la cunoștință, hai parcă o câștiga toate aceste procese, inclusiv și ceea ce spune domnul Căjanovski, cu 10 zile sau cu 15 zile. Această prevedere, în această lege, poartă caracter recomandabil, nu obligatoriu. Și noi avem deja precedent. Avem precedent. Prezentați deciziile dumneavoastră care spuneți că ați câștigat. Mi-ați solicitat astăzi să vin... Toate la care am participat, toate au fost câștigate. Mi-ați solicitat astăzi să vin cu asemenea decizie. Nu, veniți... Dacă o aduceți ca probă, prezentați. Da, prezentați-o în comisie. Ați venit să declarați, vă filmați aici. Și la urmă, la noi, legea nu poartă un caracter de precedent. Ce scuze n-am terminat. Astăzi nu mi s-a cerut ceea ce cer dumneavoastră acum. Eu mă duc la cunoștință. Dacă personal doriți să solicitați și insistați, vă aducem. Noi avem arhiva aceasta. Și dumneavoastră, sunt sigur că dumneavoastră tot aveți. Mai departe, conform aceeași lege, orice cetățean sau un grup de cetățeni, un grup de inițiativă, are drept să-și manifeste în mod pașnic. Punct. Ce mai doriți dumneavoastră? Sunteți obligați să asigurați bună desfășurarea în comun cu administrația publică locală. Punct. Permisiune. Conform acestei legi au dreptul să organizeze cetățeni a Republicii Moldova, partide, organizații, mișcări și așa mai departe, înregistrate în modul stabilit. Vom fi prezentați partide, da. Mișcări, organizații,
și mișcări și organizații și așa mai departe. V-am citat. Cetățeanul este... Ca să lege, eu mă așa, probabil n-am spus corect articolul, dar e la începutul legii. Vă răspund, orice cetățean este înregistrat în baza datelor... Eu v-am vorbit de cetățean fizic și m-am spus mai sus despre procurajei de care am vorbit. Și acum, ca organizație dumneavoastră, dacă reprezentați vreo organizație, poftim prezentați actele respective. Vă rog, deschideți legea 560 și demonstrați acest lucru. Nu am cu mine, dar poți să vă arăt în telefon, dacă vreți. Dați să ne reîntoarcem la... Da, să ne reîntoarcem la cei... Noi propunem. Noi suntem în judecată, am discuții. Deci, avem demers de la grupa de inițiativă. Conform legislației în vigoare, vom face corect. Noi avem reprezentant juristul direcției juridice de la primărie, comisia noastră, care este comisie cu vot consultativ, îi propune primarului ceea ce noi o să votăm aici, aceasta primarul va decide. Ultimul el decide. Eu pun la vot acum, cine pentru a propune primarului, deci de a îndestula sau de a fi examinată și pozitiv să fie soluționată problema care au o solicită grupa aceasta de inițiativă. Vă rog să votați. Cine împotrivă? Împotrivă. Cine se obține, se obține. Ca noi să propunem primarului prin procesul verbal concret propunerile comisiei noastre. Iată așa pretindem să facem și să nu discutăm alte probleme care deja au trecut. Sau, da, dar problemele sunt influențate. Bine, oricum, avem organe respective, chemați, discutați, lasă ei să răspundă de acțiunile lor care au făcut ei acolo, fiindcă au fost de cum ați chestia asta. Și despre deșteptare au fost și despre alte. Ei sunt în stare să răspundă pentru cei ce organizează. Și în dispoziție noi vă scrie pe dumneavoastră responsabil de toate problemele acestea. Așa că fiți buni și răspundeți la problemă. Nu transformăm aici, că nu e un organ de judecată, dar este o comisie consultativă. Și atât. Bine? Așa, deci scopul dumneavoastră ne-ați spus, traseul ne-ați spus, ce vreți să faceți, tot ați spus. Membrii comisiei s-au cunoscut deja cu răspunsul fiecare. Cine pentru a propune primarului să acceptăm ceea ce roagă această grupă de inițiativă, vă rog să votați. Cine se obține? Cine împotrivă? Eu sunt pentru, cu excepția că nu s-ar vădă, pe trotuar. Din stat, domnul Costuc a spus, alegem ori o pistă, o panică, deci din cărțare, deci pentru transmitem primarului toate așa cum este în procesul verbal. Și dumneavoastră o să luați informația cu 5 zile înainte de a organiza această activitate prin specialistul principal. Asta este sigur, argumente ca să fie un rezultat, fi, ori negativ, ori pozitiv, dar să fie rezultat. Cum va fi rezultatul, pozitiv sau negativ, va fi prin specialistul principal. Am înțeles. Eu dat ce am dat comisie, am luat hotărâre să dăm de asta pe medicină. 15 zile până eram. Și atunci am primit scrisoare, e adresă. Și-o rămas la pe mine, nu găsesc. S-o are nexat la un material. Dar în cazul dat nu puteți spuneți o zi, două, mi-a ca să-i dau pe masă primarul sau cât ia? Că noi niciodată n-am primit explicația asta de la dumneavoastră. Vrei să spui cât eu lucrez? De la dumneavoastră până ajunge pe masa primarului. Câte zile trebuie să treacă? 2-3 zile. Bun, peste 2-3 zile îți venim direct la primar sau venim la dumneavoastră? Nu, doamna, la domnul primar. Dar nu, eu ne deposemnează, depinde, iată, depinde, iar nu are important. Noi ne interesează când este la el. La domnul primar peste 2 zile. Asta am vrut să spun. Problema știi care? Problema e că uneori a fost în deplasare. Sau au rămas mai greu. Asta nu le discutăm. Noi când venim la el și ne spune că nu e la mine, înseamnă că univa trebuie să o căutăm. Eu și-l am rugat pe dumneavoastră să fac un mapa apart cu documente urgente.